Bine ați revenit la mine pe canal! Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru numărul din ce în ce mai mare de abonați. De asemenea, nu uitați să dați un share, să comentați sau să dați un like clipului. Rusalile. Ce semnificație au și ce tradiții respectă românii în aceste zile? Rusalile, cincizecimea sau pogorârea Sfântului Duh, sunt una dintre cele mai vechi sărbători și sunt considerate în tradiția creștină ziua întemeierii bisericii. Rusalile, cincizecimea sau pogorârea Sfântului Duh sunt prăznuite la 50 de zile de la înălțarea Domnului, când Duhul Sfânt s-a pogorât la apostoli, fiind cunoscută ca și ziua întemeierii bisericii, când s-au convertit la creștinism 3.000 de oameni. De rusalii se leagă de asemenea mai multe superstiții și oamenii păstrează încă unele tradiții, își împodobesc casele cu frunze sfințite de tei sau de nuc, pentru a îndepărta duhurile rele, ung ușile cu usturoi pentru a fi feriți de ghinion tot anul și dansează jocul călușarilor pentru a alunga spiritele ielelor, care vin să facă rău. Ortodoxii sărbătoresc duminica și luni, cincizecimea sau pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, sărbătoare creștină care mai este cunoscută în popor ca Rusalii sau Duminica Mare. Sărbătoarea Rusalilor este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli. Până spre sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, cincizecimea era o dublă sărbătoare, a înălțării Domnului și a pogorârii Sfântului Duh. Apoi sărbătoarea a fost separată, cincizecimea rămânând numai ca pogorâre a Duhului Sfânt. În unele zone ale țării, în sâmbăta rusalilor, se împart oale împodobite cu flori și cu un cozonac deasupra, pentru pomenirea morților. În duminica rusalilor se împart farfurii frumos împodobite pentru vii, întrucât Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o legătură mijlocită, lunea de după duminica rusalilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi, sărbătoarea rusalilor având astfel două zile. Rusalile sunt în credința populară spiritele morților numite în popor ele sau zânele rele. Cuvântul de rusalii provine din latinescul rosalia, care simbolizează sărbătoarea trandafirilor, dar reprezintă și fetele împăratului Rusalim, despre care se credea că aveau puteri magice și seduceau oamenii, pedepsindu-i pe cei care nu le respectau. În credința populară, rusalile sunt spiritele morților care după ce au părăsit mormintele și au petrecut paștele cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în locurile lor de sub pământ și încep să facă rele oamenilor. Pentru a le îmbuna, oamenii care evitau să le spună rusalii le dădeau diferite nume, iele, zâne sau frumoase. Există superstiția că aceste spirite stau pe lângă izvoare și pot, prin cântecele lor, să ia mințile oamenilor și să-i îmbolnăvească. Boala seamănă, se spune în popor, cu o transă ce nu poate fi înlăturată decât de puterea dansului călușarilor. Obiceiul călușarilor de rusalii, foarte vechi și acesta, este cunoscut mai ales în localitățile Contești, Lisa, Bragadiru și Zimnicea. Bătrânii satelor cred că dacă ești bolnav, de rusalii te poți face bine după ce călușarii trec cu pasul peste tine. În Oltenia, grupuri de câte 7-8 călușari merg din casă în casă pentru a colinda și a alunga spiritele rele, iar oamenii îi întâmpină cu frunze de nuc, cu pelin, usturoi, apă și sare. Tradiții și obiceiuri de rusalii. De rusalii se mai leagă și alte tradiții și obiceiuri, care, bineînțeles, diferă de la o regiune la alta. În unele zone, oamenii își împodobesc casele și gospodăriile cu ramuri de tei, nuc, plop sau stejar, pentru a alunga bolile și răul. Ramurile de tei au o simbolistică aparte în această sărbătoare. Se crede că teiul,
ferește gospodăriile de grindină sau de duhurile rele ale zânelor. Ramurile de tei, soc sau mure sfințite de rusalii se folosesc ca leacuri tot restul anului. În tradiția populară, se zice că numai până la sânziene, plantele au puteri vindecătoare. Tot de rusalii, în unele regiuni se dansează jocul călușarilor. Se spune în popor că leacul cel mai folosit pentru cei atinși de rusalii este jocul călușarilor. În unele zone, femeile fac de scântece pentru a alunga ielele, pentru că se crede că așa vor fi păzite casele de rele și ghinion tot restul anului. Spiritele rele se mai pot alunga prin ritualuri gălăgioase și pocnituri cu ramuri de tei. În unele gospodării se mai prepară unsori care se dau pe ugerele vacilor pentru a spori, bineînțeles, laptele. În Ardeal este obiceiul cunoscut ca udatul nevestelor, astfel că femeile sunt stropite cu apă pentru a fi sănătoase și frumoase tot restul anului. În unele zone se spune că dacă de rusal este timp frumos, toată vara va fi frumoasă și rodnică. Și haideți să vedem care sunt și superstițiile de rusalii. Legendele spun că ielele sau rusalile sunt ființe fantastice, care umblă prin văzduh și pot lua mințile oamenilor dacă nu respecte ziua. Umblă îmbrăcate în alb, iar locurile în care ele dansează rămân arse și neroditoare. Se spune că rusalile răpesc uneori un tânăr frumos ca să joace cu el, apoi îl eliberează, dar acesta nu trebuie să spună ce a văzut, pentru că altfel ar putea fi pedepsit. În unele sate, oamenii cred că în zilele de rusalii nu este bine să mergi la câmp, pentru că te prind și te pedepsesc ielele. Tot de rusalii, oamenii nu trebuie să intre în vie sau să meargă în locuri pustii, pentru că așa s-ar putea întâlni cu spiritele rele. În unele zone se spune că cine nu respectă sărbătoarea rusalilor va fi pedepsit de ele. De asemenea, nu este bine să te cerți cu cineva în ziua de rusalii. Această sărbătoare oferă zile libere în România și în alte țări. Lunea rusalilor este și ea zi nelucrătoare în România, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Madagascar, Senegal, Ungaria și Togo. În Vechiul Testament, rusalile sunt la început o sărbătoare agricolă de bucurie a evreilor, în care se oferă din roadele pământului. Mai târziu, ajunge o aniversare a legământului, care fusese încheiat la 50 de zile de la ieșirea din Egipt. Și rusalile creștine au o legătură cu legământul, fiind o sărbătoare a încheierii lăuntrice al noului legământ, al harului și al iubirii, prin coborârea Sfântului Duh. Rusalile reprezintă și consacrarea solemnă a bisericii întemeiate de Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu este dăruit numai bisericii în ansamblu, ci fiecărui creștin în parte. Semnificația rusalilor creștine mai poate cuprinde următoarele aspecte. În cununarea Paștelui lui Hristos prin revărsarea Sfântului Duh asupra apostolilor, adunarea comunității mesianice potrivit profeților, deschiderea bisericii către toate popoarele și începutul misiunii. La Roma, rusalile au devenit, pe lângă Paști, a doua sărbătoare rezervată botezurilor.